Este risc crescut de avalanșă în Bucegi și Făgăraș. Nivelul de alertă este de grad 4 și 5. Chiar și așa, Poiana Brașov este arhiplină în acest sfârșit de săptămână. De altfel, gradul de ocupare este de 100% pentru toată luna februarie. Colegul meu, Ovidiu Stan, transmite în direct de la cota 1800. Bun găsit, Ovidiu! Văd că sunt foarte mulți oameni. Deja se bucură pe pârtie. Într-adevăr, sunt foarte mulți turiști veniți astăzi în Poiana Brașov. O zi plină, încă de la primele ore ale dimineții. Vă pot spune că aici, în Poiană, este arhiplin. Gradul de ocupare este de 100%. Am avut, e drept, și foarte multe accidentări pe pârtii, pentru că, așa cum vorbeam puțin mai devreme cu reprezentantul Salvamont Poiana Brașov, acesta ne-a transmis că datorită timpului bun și a zăpezii foarte bine constituite, schiorii au tendința să crească viteza pe pârtii, fiind foarte aglomerat, vorbim de o zi arhiplină, aceștia riscă să se accidenteze, au fost foarte multe accidentări astăzi, însă, în general, atmosfera are un vibe foarte bun, pentru că turiștii se relaxează, au venit să se bucure de timp liber, toate pârtile de pe domeniul schiabil funcționează și, bineînțeles, la cote maxime, așa cum este și la cota 1800, dar și la baza telegondolei. Și o mențiune, de asemenea, la orele 17 se închide telegondola, la orele 18 telecabina. Turiștii vor coborî către zonele montane unde sunt cazați. Mulțumesc!